Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Depărtarea mărește respectul, spunea cu multă înțelepciune Tacit. Iată o maximă scurtă și suculentă. Ea trebuie abordată cu grijă pentru a nu-i deturna sensul. Gânditorul antic vizează aici planul relațional. Într-un fel ni se transmite aceeași idee ca cea din proverbe. Mă refer la prudența cu care ar trebui să ne vizităm unii pe alții, înțelepciunea aceasta care pare banală, dar determină în bună măsură relațiile dintre noi. Ei bine, există un raport benefic între respect și distanță. Cu cât reușesc să mă mențin la o distanță corectă de aproapele meu, adică nu sunt invaziv și posesiv, cu atât el mă va iubi și aprecia mai mult. Cu cât însă sarcalul, atunci când îmi permit mai mult decât se cuvine numele unei reale prietenii, toate încep să se strice. Tânjim să fim respectați, iar această dorință ar trebui să ne modifice și pe noi. Să întreținem o atmosferă propice în ceea ce privește relațiile noastre și să o energizăm cu rugăciune. Să țintim întotdeauna dincolo de relația însăși, să căutăm din tot sufletul interesul împărăției lui Dumnezeu. Atunci fața lumii se va schimba, atunci caracterul nostru va fi înnobilat cu adevărat.